prieteni am fost întrebat ce este cu trădarea lui Iuda. Trădarea lui Iuda face parte din planul lui Dumnezeu, un plan pe care Dumnezeu îl împlinește cu costul vieții unuia dintre discipoli. Cred că avem o înțelegere greșită despre planul lui Dumnezeu, dacă punem lucrurile așa. Iuda, colaborator în împlinirea voii lui Dumnezeu. Nu despre asta este vorba în trădarea lui Iuda. Înainte de a vorbi de trădarea lui Iuda, aș vrea să vorbim despre trădare. Să știți că nu doar Iuda l-a trădat pe Mântuitorul Hristos, și Petru. Petru, în Evanghelia Sfântului Ioan citim că, în contextul cinei de taină, că la un moment dat diavolul, demonul a pus stăpânire pe Iuda și Mântuitorul Hristos îi zice: mergi și fă mai repede ce ai de făcut. Formularea asta, neînțeleasă cum trebuie, duce la un soi de implicit, la un soi de colaborare. Hristos, da, Hristos Domnul știa despre trădarea lui, ca trădarea lui Iuda, ca fapt care nu se va mai întoarce, că Iuda nu se va mai întoarce. Acum, de ce trădare? De ce și Petru, Sfântul Petru, îl trădează pe Mântuitorul Hristos în contextul în care cu câteva minute, poate ceasuri înainte, a spus că voi merge, dacă este cazul, să mor. Voi muri și tot în Evanghelia Sfântului Ioan, în capitolul 11, Toma este cel care invită pe toți: haideți să mergem la Ierusalim, murim și noi cu el, să murim cu toți. Trădarea, motivul trădării, Sfântul Petru a avut motivele lui, frica, judecata, pericolul, nesiguranța, există motive acolo. Motivele lui Iuda sunt ușor diferite. Și într-un caz și în celălalt, motive ancorate într-o anumită credință, într-o credință insuficientă. Sfântul Petru nu că nu credea. El este cel care găsim în Marcu, în capitolul 8, el este cel care afirmă: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu că nu credea, însă credința aceasta, ambivalența aceasta, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, cred și nu cred, exista și în Petru și în Iuda. Percepția sau înțelegerea lor cu privire la cine și ce fel de Mesia este și inacceptarea, incapacitatea de a accepta realitatea. Mesia, un rege care intră în Ierusalim, că l-are pe fiul a sinei, nu un rege al puterii, ci un rege al smereniei, smerenia ca puterea lui Dumnezeu. Motivele trădării sunt diferite, motivele trădării într-o relație. Motivele sunt diferite, cu toții avem acest potențial de trădare. Important este să recunoaștem în forul interior că am trădat și să denunțăm acele motive. Denunțarea motivelor, scoaterea lor la iveală, fac parte din procesul de eliberare. Însă trădarea este un act ancorat în credința insuficientă, în încrederea insuficientă. Cu toții suntem capabili de trădare. Numai că într-un fel s-a ridicat Sfântul Petru din propria trădare și în alt fel Iuda continuă să rămână în starea lui, pentru că responsabilitatea pentru gest rămâne. Pe curând, prieteni!